Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou vlog. Am zis clar unde mă aflu, acolo să fac vlog. Și la patinoar, oriunde, și la McDonald's. Acum a venit săptămâna altfel. Sunt la restaurant și aștept pe doamna dirigintă ca să vină cu biletele, că mă duc la teatru. Marți mă duc la AFI. Miercuri avem activitățile sportive. Joi ne ducem la muzeu, dar eu nu vin. Și vineri stăm acasă ca să ne împărtășim, să ne spovedim pananea. Acum vedeți că mănânc stixuri. Este foarte cald afară. Mă vedeți în pantalon 3 sferturi. Doamne, deci cald rău de tot și este luna lui cuptor, fratele meu. Iar eu leșin aici de foame. Sunt al treilea. Sunt al treilea copil care a venit. Și am venit foarte devreme că stau departe. Era mai bune alea cu sare. Mă scuzați, pot să plătesc fiucul? 5 lei. 5 Am văzut că s-a filmat ceva. Mi-a luat o Coca-Cola. Am vrut să-mi iau ceva de băut, că mi-era foarte sete. Și acum trebuie să mergem la filarmonică. Foarte soare. Totul merge bine când bea Coca-Cola. Ești căsilie. Da, cred că s-a dat din greșeală pe pauză. Și este chiar foarte ciudat. Pe aici, pe undeva. Și acum trebuie să așteptăm pe diriga asta, așa să văd, vreo 40 de minute. Să așteptăm noi pe dirigă. Îmi cer scuze, ăsta am fost eu. Doamne, frate, ce am plătit pentru o sticlă din asta de cola? 5 lei, frate! 5 lei foarte scump pentru o amărâtă de sticlă de cola. 3,50 lei era destul, frate. Doamne, maica domnule. Cred că o fi din cauza asta. Bun, deci am ajuns aici, aproape de la filarmonică. Trebuie să o așteptăm pe dirica 40 de minute. Iar eu beau liniștit o cola, nu-mi pasă de ea. Coca-Cola, taste the feeling. Bune, ce am terminat Coca-Cola, sticlă din asta în 5 minute. Și da, cam atât a fost, sper că v-a plăcut. Și noi ne vedem pe data viitoare, pa!